Ce ar fi viața noastră fără ajutorul lui Dumnezeu? Suntem recunoscători divinității lui Dumnezeu care ne-a creat și care ne-a purtat pe brațe până în această seară, pentru toate momentele în care a fost prezent în viața noastră, ziua sau noaptea. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, am cântat, ne-am rugat împreună, am vorbit despre Dumnezeu și în momentele următoare urmează o predică din Scripturi, din Biblie. Înainte de aceasta o să citim câteva versete, câteva rânduri. O să citim din două locuri din Biblie, mai întâi din Romani, capitolul 6, versetele de la 19 la 23 și apoi Fapte 24 cu 25. Roman 6, 19 la 23. Vorbesc omenește, din pricina neputinții fire voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine? Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Fapte 24 cu 25. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis: de data asta du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Amin. Dragii mei, mulțumesc și vă rog să vă reocupați locurile. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru seara aceasta, suntem aici în numele Lui. Vă sunt recunoscător dumneavoastră pentru prezența dumneavoastră și celor care s-au închinat și au făcut posibilă slujba divină din această seară pe care o închinăm Domnului. Am hotărât ca în această seară să ne adresăm persoanelor care au nevoie să știe mai multe lucruri despre mântuirea lui Dumnezeu. De fiecare dată facem lucrul acesta, surprinzând alte și alte aspecte din acest complex subiect, mântuirea lui Dumnezeu. Una dintre marile probleme cu care se confruntă oamenii este să fie informați despre lucrurile spirituale. Știința a evoluat foarte mult, dar știința nu spune nimic despre lucrurile spirituale. Singura carte care vorbește despre lucrurile spirituale, unde nu avem acces folosindu-ne cele cinci simțuri, este Biblia. Când biserica creștină s-a înființat la moartea Domnului Iisus și la coborârea Duhului Sfânt numit Cincizecime, a fost o singură biserică numită Biserica Creștină. Nu era împărțită în denominații și nu avea mai multe nume, era Biserica Creștină, ucenicii Mântuitorului, creștini de la Hristos. Lucrul acesta a mers până în secolul XI. În secolul XI, partea de răsărit a bisericii a devenit ortodoxă, drept creștină, adică, și partea de apus a devenit catolică, în 1054, eveniment numit Marea Schismă, Marea Despărțire, Marea Separare. Pentru că între aceste două părți ale bisericii creștine,
au existat diferențe teologice, diferențe de interese. Biserica ajunsese să aibă interese politice, financiare, pierzându-le pe cele duhovnicești pe care le-a avut în vremea lui Iisus și a apostolilor. Și cu ochii după teritorii, cu ochii după membri, cu ochii după întâietate, au ajuns aceste două părți ale bisericii creștine să intre în conflict și să se despartă. În apus la Roma, catolicii, universalii, în răsărit la Bizanți, ortodoxii, drept creștinii. Și fiecare a luat-o pe cont propriu. Lucrul acesta a durat până la începutul secolului 15, când un om iubitor de Dumnezeu din Cehia, Jan Hus, s-a ridicat împotriva păcătoșeniei din biserică și a protestat spunând: biserica este o instituție divină, preoții sunt slujitorii lui Dumnezeu, voi trebuie să trăiți neprihănirea, sfințenia. Ce a ajuns biserica aceasta? L-au chemat undeva departe la o presupusă discuție și pe drum au organizat o ambuscadă și l-au omorât. Trece puțin timp și Luther din Germania, fost preot catolic, ajunge în aceeași situație, începe să citească Biblia, citește epistola către Romani, din care am citit eu în această seară, și dintr-o dată a realizat că tot ce a învățat el la seminar și toate practicile din biserică nu au suport în Biblie. Și dintr-o dată a înțeles că el este membru într-o instituție presupusă a lui Dumnezeu, care trăiește împotriva lui Dumnezeu, care are reguli și interese omenești. Și atunci omul acesta a avut de ales. Conștiința lui îi spunea: Dumnezeu e dezonorat de slujirea ta, de practicile tale. Și atunci, împins de propria conștiință, din dragoste de Dumnezeu, a început să învețe pe oameni din Biblie despre mântuirea prin credință, nu prin indulgențe. Indulgențele au fost o metodă catolică a bisericii catolice de a mântui oamenii atunci când ei cumpărau cu o sumă mare de bani niște hârtii numite indulgențe, care chipurile aveau în ele însele puterea să ierte păcatele. Ce simplu ar fi fost, dacă era adevărat, pentru oamenii bogați. Însă săracii cu ce cumpărau indulgențe? Și sigur că multe au fost aceste metode de-a lungul istoriei creștine, bisericii creștine, când, apărându-și interesele financiare, denominaționale, au părăsit Evanghelia lui Dumnezeu, singura carte trimisă de Creator oamenilor. Și acești reformatori au pus din nou în evidență valorile Bibliei, adică așa vorbește Domnul. Au încercat și pe el să-l omoare, l-au chemat și pe el la Worms, dar Dumnezeu l-a protejat. E o istorie interesantă cum Dumnezeu a lucrat prin soția lui ca să-l încurajeze. Atunci, în drum spre întâlnirea cu papistașii, cu teologii lor, Domnul i-a dat cântarea Cetate tare-i Dumnezeu. Lui a fost frică că o să fie omorât ca și cel de dinainte de care tocmai vă spuneam. În sfârșit, aceștia au fost numiți protestanți pentru că au protestat la o biserică care se ocupa cu lucruri lumești. Însă și biserica aceasta, care a avut un moment de revitalizare, de restaurare, generația următoare și următoare și următoare au coborât din nou până în secolul 18-19, când o altă generație s-au ridicat să protesteze împotriva protestanților. Și aceștia sunt bisericile neoprotestante de astăzi, pentecostali, baptiștii, creștinii după Evanghelie, adventiștii. Aceștia au protestat la protestanți. Și ce au protestat? Au spus următorul lucru: singura carte care ne spune voia lui Dumnezeu este Biblia. Pe altarul Bisericii Catolice există această Biblie, dar absolut această Biblie. Pe altarul Bisericii Ortodoxe există această Biblie, dar absolut această Biblie. În orice biserică creștină, indiferent de cultură, de zona geografică, există această Biblie. În ciuda faptului că regional oamenii din aceeași etnie, din aceeași țară, au
tot felul de interpretări specifice, zonale. Biblia este una singură. În zona de unde vin eu, din Muntenia, zona București-Giurgiu, influențați de turci, de bulgari, religia creștină are nuanțe turcești și slavone. Dacă mergem în Ardeal, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Spiritul protestant al germanilor, al ungurilor, al austriecilor a pătruns în partea de vest a României și ei au o altă atitudine în ceea ce privește înțelegerea lui Dumnezeu. Dacă mergem în Moldova, din nou lucrurile sunt diferite. Și ce să zic dacă trecem granița și mergem în alte etnii? De fapt, cum este Dumnezeu? Ca în Moldova, ca în Ardeal sau ca în Muntenia? Ca în Europa sau ca în India? Ca în Africa sau Australia? Cum este Dumnezeu? Sunt mai mulți Dumnezei și fiecare popor are un Dumnezeu și fiecare popor are un set de reguli și o religie. Sunt mai multe raiuri și fiecare denominație va avea raiul ei. Sau există un singur rai, există un singur Dumnezeu, există o singură Biblie și există un singur cântar. Biblia spune este un singur Dumnezeu, o singură credință și un singur botez. Ascultați-mă, care este Dumnezeul acela? Care este credința aceea? Care este Mântuitorul acela? În seara aceasta vreau să vorbesc câteva lucruri pe care le-am intitulat Hotarul dintre două lumi. Am citit din Romani despre două imperii, unul vizibil, lumesc, pământesc, unde diavolul controlează lucrurile și unde păcatul guvernează viețile oamenilor, unde instinctele primare creează pofte, dorințe și stil de viață, și apoi lumea lui Dumnezeu, o lume spirituală, unde prin credință oamenii pătrund, unde sunt transformați în interior, experiență numită naștere din nou, și oamenii aceștia schimbă stilul de viață, renunță la o mare parte din convingerile lor păcătoase și destrăbălate și abordează o atitudine de puritate la nivelul gândirii, la nivelul vorbirii, la nivelul relaționării și, în general, stilul lor de viață se schimbă. Începe să citească Biblia, încep să meargă la biserică, să se roage și să se pregătească pentru împărăția ce va să vină, pentru că este veșnică. Și Dumnezeu, prin Pavel, unul dintre mari apostoli creștini, prezintă aceste două lumi. O lume a păcatului fără limite, unde oamenii își fac de cap, ei sunt Dumnezeii lor, ei fac ce vor cu viața lor, cu trupul lor, ei n-au nicio limită. Și o altă lume care de fapt este lumea lui Dumnezeu, ce nu se poate vedea cu ochiul, ce se percepe prin credință. Care este hotarul dintre aceste două lumi? Privind viața din punct de vedere spiritual, apostolul, în textul pe care l-am citit, împarte existența umană în două categorii. Prima, versetul 19, necurăție, fără de lege, versetul 20, robi ai păcatului și dezinteresați de neprihănire, versetul 21, moarte. Cealaltă categorie, versetul 19, neprihănire, sfințenie, versetul 22, robi ai lui Dumnezeu și viață veșnică. El explică faptul că oamenii lui Dumnezeu rodesc sfințenia. Aceasta este dovada identității lor, produc sfințenie, trăiesc în sfințenie, rodesc asemenea unui pom care are rod. Oamenii lui Dumnezeu îi vei cunoaște după fructele vieții lor, după rodul lor, și rodul lor este sfințenia, dar sfârșitul vieții lor este viața veșnică. Asta înseamnă că nu există viață veșnică în viitor dacă nu există sfințenie în prezent. A spera la viață veșnică mâine, în timp ce astăzi nu trăiești în sfințenie, este o iluzie. Cum poate un om obișnuit să ajungă la o stare de sfințenie în fața lui Dumnezeu? Scriptura răspunde, scăpând de păcat. Dar ce este păcatul? Păcatul este o grămadă imensă de obiceiuri, de automatisme, de tendințe pe care noi le avem să facem lucrurile împotriva voii lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, nu minți. E nevoie să discutăm? Nu fura, nu pofti,
nu înșela, și lista este imensă. Ceea ce este ciudat este că în firea noastră, în carnea noastră, în natura noastră, ne simțim foarte atrași să folosim tocmai aceste lucruri. Practicând stilul acesta de viață păcătos, noi ne liniștim conștiința că avem o religie. Fiecare merge la o biserică din când în când. Dar mersul la această biserică nu reușește să schimbe viața din murdar în curat. Nu reușește să schimbe vocabularul din vulgar în decent. Nu reușește să schimbe obiceiurile din păcătoase în curate. Oamenii merg la biserică, dar păcătoși merg, păcătoși se întorc. Cine ar merge la o școală dacă după 20 de ani de școală ar rămâne analfabet? Cine ar merge la un serviciu dacă după o lună de zile de lucru ai primit 0 bani, 0 lei? Cine ar merge la un magazin să-și cumpere haine dacă ar ieși și punga ar fi goală? Cine merge la o biserică, locul unde oamenii se sfințesc, dacă atunci când ies din biserică nu s-au sfințit deloc? Care-i rolul bisericii? Care-i rolul școlii? Care-i rolul magazinelor? Care-i rolul serviciului? Atunci când vorbim despre păcat, vorbim despre trei aspecte ale păcatului. Primul dintre ele este pedeapsa păcatului. Pentru că am păcătuit în trecut, suntem vrednici de pedeapsă pentru aceasta. Ce face un șofer care din grabă sau neatenție trece pe roșu? Va fi pedepsit. $50, $100, după caz. E normal să fie pedepsit? Da. Este rău polițistul că îl pedepsește pe șoferul care trece pe roșu? Atunci când stai pe scaun s-ar putea să fie rău. Dar dacă este soțul sau soția dumitale sau copilul dumitale la semafor și se face verde și pleacă și unul vine pe roșu și o lovește și o omoară, nu mai spui că polițistul e rău. Spui că polițistul are dreptate. Când este vorba de cineva din familia dumitale care a fost lovit în timp ce trecea pe verde, de cineva care a încălcat culoarea roșie a semaforului, dintr-o dată spui că e bine ca poliția să-l amendeze, că te doare. Așa-l doare pe Dumnezeu când oamenii trec pe roșu. Onorează religiile lor, urmăresc interesele lor, însă viețile lor, în conținutul lor interior, pur și simplu sunt pline de păcat și de fără de lege. Pedeapsa păcatului, amenda, va veni în curând peste toți muritorii. Al doilea aspect al păcatului este puterea păcatului. Chiar dacă scapi de pedeapsa păcatului din trecut, că te pocăiești și până în clipa de astăzi Dumnezeu ți iartă toate păcatele, dacă la noapte nu mori și mâine de dimineață te trezești din nou și continui să trăiești, vei fi ispitit din nou să păcătuiești, pentru că păcatul e puternic și va veni din nou și te va chema să repeți păcatele pe care le-ai făcut până astăzi. Și dacă ți-ai rezolvat problema cu pedeapsa păcatului, rămâne să-ți rezolvi problema și cu puterea păcatului, care diferit de pedeapsă, care e o problemă a trecutului, puterea este o problemă a prezentului. Și sigur că apoi urmează prezența păcatului, pe care nu o discut în această seară. Viața veșnică este precedată de mântuire și de sfințenie, așa cum spuneam mai devreme. Dragii mei, ceea ce spune Dumnezeu aici este următorul lucru. Sfârșitul acestor lucruri este viața veșnică, dacă începutul și conținutul acestor lucruri este sfințenia. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să ne sfințim. Noi încercăm să abordăm anumite gesturi, să practicăm anumite obiceiuri, să ne însușim anumite simboluri. Vă întreb, de ce o persoană care trece prin fața unei biserici face semnul crucii? Consideră Dumnezeu acest semn? Îl schimbă cu ceva pe omul respectiv? De ce unii oameni poartă o cruciuliță la gât sau la oglinda retrovizorie a mașinii pe care o conduc? Îi schimbă cu ceva viața? Oamenii sunt religioși. Oamenii au în sânge tendința de a fi religioși. Nu există popor, etnie pe fața pământului să nu aibă o formă de religie. Religia este în sângele omului. Cum este nevoia de a mânca, de a bea apă, de a dormi și altele asemenea acestora, așa este tendința omului să fie religios. Dar la ce îi folosește unui om să practice o religie care nu-l conduce la sfințire? Să fie student care nu-l conduce la graduare?
să fie muncitor care nu-l conduce la primirea unui cec de câteva sute de dolari cu care să-și cumpere pâine. Rolul venirii la biserică, rolul căutării de Dumnezeu, rolul pocăinței, rolul rugăciunii este să producă sfințenie. Oamenii trebuie să se schimbe în interiorul lor. Ipocrizie înseamnă să te prefaci că s-a făcut schimbări în interior prin schimbări exterioare. Aceasta este tendința oamenilor religioși. Însă sfințenia nu înseamnă schimbare exterioară doar, ci înseamnă o schimbare a inimii, a valorilor interioare, a convingerilor și priorităților, a principiilor din interiorul inimii unui om. Și acum îl avem în față pe muritorul X, care ascultă predica aceasta, un om religios, dar crezând că religie înseamnă practicarea unor obiceiuri, la Paște, la Crăciun sau în alte perioade ale anului. Și omul acesta este surprins de acest mesaj al Bibliei și el are o întrebare. Ce trebuie să fac eu să mă sfințesc? Cum mă pot sfinți eu, o persoană de 30 de ani sau de 50 de ani? În mod concret, predicatorule, ce trebuie să fac? Am înțeles din predica ta că Dumnezeu lasă blestemul peste oamenii care trăiesc în păcat ca stil de viață. Asta spune Biblia. Am înțeles că oamenii ăștia sunt chemați să iasă din starea aceasta de păcat și inclusiv de sub blestem și să practice sfințenia și să intre sub binecuvântare. Păcatul e asociat cu blestemul, sfințenia este asociat cu binecuvântarea. Păcatul este asociat cu iadul, iar sfințenia este asociată cu raiul. Păcatul este asociat cu diavolul, cu lumea, cu întunericul, cu focul, iar neprihănirea, sfințenia, este asociată cu Dumnezeu, cu lumina și cu binecuvântarea. Ok, ce trebuie să fac eu, întreabă omul acesta, pentru ca să dobândesc sfințenia? Răspunsul lui Dumnezeu este simplu. 1. Sfințește-ți trecutul prin pocăință. În ce an te-ai născut? 1962. Și până astăzi câți ani sunt? 50. Câte păcate ai făcut în 50 de ani? Multe. Ei, trecutul înseamnă multe păcate. Este normal ca dreptatea lui Dumnezeu să aducă pedeapsă peste aceste multe păcate? Evident, da. Este drept. Și care este pedeapsa lui Dumnezeu? Blestemul, iadul, iadul de foc și de pucioasă. Poate un om să scape de acest record al lui, de acest trecut al lui? Da. Cum? La fel cum poate să scape un copil de pedeapsa tatălui când a făcut o prostie. Cum poate un copil să scape de pedeapsa tatălui? Permiteți-mi să-mi imaginez un scenariu. Știe că urmează să vină tata și ascultă zgomotul la mașină care vine acasă. Când aude mașina că vine pe driveway și oprește, el se emoționează foarte tare, se pregătește să iasă la ușă, îi iese în întâmpinare tatălui și tatăl miroase că ceva nu-i bine și el îi spune, tati, vreau să spun ceva, spune fiule, uite, știu că o să te superi, promis să mă ierți, fiule, mai întâi spune-mi, uite ce s-a întâmplat și copilul îi spune ce s-a întâmplat. Ce credeți dumneavoastră că face un tată? Foarte puțin probabil că îl va pedepsi pentru că el singur a venit în întâmpinare, a spus singur ce greșeală a făcut și se vede că îi pare rău. Cel mai probabil că tatăl îi va spune, de atâtea ori ți-am spus să te ferești de treaba asta, uite, te iert, ai recunoscut, văd că îți pare rău, dar te rog să ai mai multă grijă data viitoare. Și probabil că ține o morală mai mică sau mai mare. Sunteți de acord în mare cu această presupusă discuție dintre tată și fiu? Ei, dacă un tată omenesc își privește copilul, îi vede starea de regret, apreciază faptul că a recunoscut, că s-a căit, ce a făcut copilul? Copilul s-a căit, a spus, sunt vinovat, tată, nu trebuie să vină vecinul să spună, eu îți spun, sunt vinovat, îmi pare rău, dar tată, nu pot să mai dau timp înapoi.
și tatăl îl iartă. Această atitudine a copilului se numește pocăință, regret, remușcare, părere de rău. Exact același este drumul între om și tatăl din ceruri. Orice ființă umană, dacă mai are un pic de conștiință și dacă vrea să aibă grijă de propriul suflet, înainte de a-și pune mâinile pe piept, trebuie să meargă înaintea lui Dumnezeu, să iasă în întâmpinare și să se căiască, spunând: Tată, ăsta sunt. Îmi este rușine, îmi pare rău, mi-ar place să fiu diferit, dar ăsta sunt. Ce îi va spune tatăl? Haideți să ne uităm într-un exemplu din Biblie. Este cel mai bine, poate cel mai potrivit exemplu din Biblie în legătură cu acest subiect, celebru subiect, este fiul risipitor, un copil rău, și este tatăl bun. Tatăl îl simbolizează pe Dumnezeu, iar fiul risipitor îl simbolizează pe omul acela care întreba puțin mai devreme: cum să mă sfințesc, că eu am un trecut păcătos. Uitați cum a procedat fiul risipitor, uitați cum s-a pocăit el. Pentru că sfințirea trecutului se face prin pocăință, prin căință, prin recunoașterea vinovăției și prin cererea iertării. Priviți ce se întâmplă aici. Pocăință prin recunoașterea păcatului. Fiul a recunoscut că a păcătuit. A recunoscut, da. A mers acasă la tatăl și a spus: Tată, recunosc. Nu există pocăință fără această atitudine numită recunoașterea păcatului. Mândria și aroganța de a nu recunoaște îl ofensează și pe tata. Nu, tati, nu eu am spart geamul. Nu eu, fratele meu mai mic. Nu eu, tati, vântul a spart geamul. Ei, când tatăl reușește să aibă dovezi că nu vântul a spart, ia cureaua și spune: după ce că ai spart geamul, mai m-ai și mințit? Și aproape că bătaia pe care o primește nu e pentru geamul spart, ci este pentru minciunică. Sunteți de acord și cu acest dialog? Ei, ce se întâmplă cu Dumnezeu când un om păcătos nu-și recunoaște vinovăția și pretinde că în baza religiozității lui, faptul că merge la biserică din când în când, are trecere înaintea lui Dumnezeu? Fiul risipitor s-a pocăit pentru că pocăință înseamnă în primul rând să-ți recunoști păcatul. În al doilea rând, pocăință înseamnă să-ți mărturisești, adică să-l verbalizezi. Ce spune el? Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Cu aproximativ 30 de ani în urmă, după ce m-am căsătorit, mi-ați ascultat povestea aceasta a mea de multe ori, mai suferiți-o odată. Am intrat într-o biserică ca aceasta și predicatorul a predicat o predică ca aceasta și la sfârșit a pus o întrebare care mi-a schimbat viața și a spus așa: este aici cineva care se simte un om păcătos în fața justiției divine și care nu-și permite să rămână într-o stare de conflict, de adversitate, de dușmănie cu Dumnezeu și vrea să primească iertarea prin Iisus care a murit pentru el? Este un astfel de om aici care vrea să fie mântuit acum? În clipa aceea am înlemnit. Eu eram unul dintre oamenii aceia. Dumnezeu mă chema la restaurare, la împăcare cu el. Dumnezeu mă chema la mântuire, la iertare, dar pentru asta pretindea să fiu cinstit și să recunosc adevărul. Pur și simplu mi-a fost rușine. Am zis în fața la atâția oameni, eu să mă ridic și să spun eu sunt un astfel de om? Am avut un moment de ezitare, însă dragostea pentru propriul meu suflet și pentru propria mea eternitate a învins rușinea de a părea grozav. În seara aceea eu m-am ridicat în picioare și am venit undeva în zona aceasta. Au mai fost aproximativ 80 de oameni în seara aia. Era în România atunci și oamenii îl căutau pe Dumnezeu. A fost o chestiune din interiorul meu, din conștiința mea. A fost un preț pe care ar trebui să-l plătesc eu. A fost un preț al adevărului, al ieșirii din minciună, din a părea. Pocăință înseamnă să recunoști că ești păcătos, să mărturisești că e păcătos și să părăsești păcatul pe care îl mărturisești. Uitați ce spune fiul risipitor: mă voi scula și voi pleca de aici. Nu mai trăiesc în zona asta, am terminat. Dacă ai trăit într-un cerc de oameni păcătoși, ieși de acolo. Dacă te-ai întâlnit cu anumite persoane și ai făcut anumite prostii, ieși de acolo. Dacă te-ai întâlnit cu anumite persoane și ai procedat la anumite atitudini, ieși de acolo.
Trebuie să ieși din zona aceea, că zona aceea te va ține rob. Și în ciuda faptului că îți propui să te schimbi, anturajul, împrejurările nu te vor lăsa să te schimbi. Ieși, pleacă, fugi. Mai mult de atât, pocăință prin asumarea pedepsei pentru păcat. Tată, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, vreau să-ți fiu ca un rob, ca un angajat. Un om care a păcătuit nu vine înaintea lui Dumnezeu cu pieptul scos în afară și spunând: merit, Dumnezeule, să mă ierți, merit, Dumnezeule, să-ți deschizi raiul pentru mine. Un astfel de om nu face asta, ci dimpotrivă, el vine ca și copilul acela care se simte vinovat și îl simți că ceva nu e în regulă și te pregătești să-l asculți și te gândești să ai o atitudine constructivă, că e copilul tău. Nu-l omori pe un copil pentru un geam, chiar dacă îți pare rău că a făcut asta. Dar dacă îi pare rău și dacă îți mărturisește ce a făcut, ești pregătit să-l ierți. Va fi Dumnezeul cerului sau al pământului și al pământului mai rău decât un tată uman? Vom fi noi ca adulți în fața lui Dumnezeu mai buni decât un copil în fața tatălui său? Nu e obișnuit pentru un copil să mai spargă din când în când câte un geam al vecinului? La fel de obișnuit este pentru niște adulți să facă când un păcat, când altul. Sfințirea unui trecut se face prin pocăință. Însă pocăința, părerea de rău, recunoscută, afirmată, părăsită și asumarea pedepsei pentru ea, este o atitudine care iartă păcatele prin sângele lui Iisus, în numele lui Iisus, de când te-ai născut până astăzi. Dar vreau să te întreb, dacă în seara aceasta pleci iertat de păcate de aici, te culci și mâine dimineață te trezești și mai trăiești încă 20 sau 50 de ani, ce se întâmplă cu situațiile când vei păcătui? Dacă sfințirea trecutului se face prin pocăință, sfințirea prezentului se face prin înfrânare. O să mai citesc încă o dată cuvântul din Fapte. Capitolul 24, versetul 25. Despre ce a vorbit Pavel? 1. Despre neprihănire, despre sfințenie, adică. Și 2. Despre înfrânare. Poți în această seară să primești darul lui Dumnezeu și să fii iertat de 50 de ani de păcate. Dar mâine te vei trezi și mentalitatea aceasta de om cu setul de obiceiuri, cu setul de reflexe, de tendințe, de automatisme comportamentale, te va chema din nou să practici lucrurile pe care le practici de zeci de ani. Și din nou vei cădea în păcatul de care ai fost iertat în seara asta. Dar cum ai fost iertat? Prin pocăință. Ce înseamnă pocăință? Iartă-mă, Tată, recunosc că am spart geamul. Dar ce să fac mâine? Trecutul rezolv prin pocăință, dar prezentul rezolv prin înfrânare. Mâine va veni din nou obiceiul să fumezi. Oprește-te. Ce înseamnă să te înfrânezi? Exact ce faci cu mașina când ajungi la semafor și culoarea semaforului e roșie. Înfrânezi mașina apăsând pe pedala de frână. Și mașina se oprește, da. Dacă are viteză mai mare, tot se oprește. Dacă e o mașină mare, tot se oprește. Înfrânare înseamnă să te oprești înainte să lovești pe cineva. Asta înseamnă înfrânare. Înfrânare înseamnă să te oprești înainte de a scoate țigara din pachet. Înfrânare înseamnă să te oprești înainte de a-ți ieși din gură lucrurile care le-ai spus până astăzi și ai promis gata, stop. Înfrânare înseamnă să te întorci să te oprești înainte să te întorci din nou în vechiul stil de viață. Asta înseamnă înfrânare. Dar ce capacitate are un om ca mine și ca dumneata după 50 de ani de stil de viață, așa cum am crezut noi că e bine, în cultura noastră așa a fost. Toată lumea a băut, toată lumea a fumat, toată lumea și degetele continuă. Toată lumea a făcut așa, mai mult sau mai puțin. Și noi suntem ca toată lumea. Ce șanse are un om ca mine și ca dumneata să se schimbe? Pentru că nu puțin sunt oamenii care vor să se lase de alcool. Unii de gura soției, alții pentru că nu mai au bani sau nu mai vor să-i cheltuiască pe alcool, alții că s-au îmbolnăvit și e atât de tare viciul acesta, alcoolul, țigările și lista poate continua. Le spun pe cele mai generale, încât oamenii nu se pot lăsa. Mereu spun, ăsta e ultimul sau asta e ultima, dar de unde? De 5 ani tot asta spun. Ce șanse are un om să reușească să se oprească în seara asta? Pentru că trecutul îl rezolv prin pocăință. Doamne, recunosc, iartă-mă! Și în numele lui Iisus Dumnezeu te iartă! Dar mâine ce faci?
trebuie să te înfrânezi. Cine îți va da putere să te înfrânezi? Apropiindu-mă de încheiere, o să citesc câteva versete din Biblie. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O să citesc din Romani, capitolul 8. Legea Duhului de viață în Hristos m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Păcatul este o lege. Păcatul este pur și simplu o lege care funcționează indiferent că afară plouă sau nu. Și această lege are autoritate asupra tuturor muritorilor. Legea taxelor are autoritate peste orice cetățean? Da. Legea semănatului și a seceratului, legea primăverii și a toamnei, a iernii și a verii, funcționează peste tot teritoriul Americii. Evident. Legea păcatului cuprinde toată lumea de-a. Și oamenii încearcă să iasă de sub ea, dar păcatul este un dictator rău și puternic. Și vrei să te lași și nu poți. Vrei să te dezlegi și nu poți, că ești înfășurat din cap până în picioare de 1000 de ori. Și fiecare are legături specifice, unul cu una sau cu 10, unul cu 10 sau cu 20. Uite ce spune Evanghelia. Legea Duhului de viață m-a eliberat de legea păcatului. Asta înseamnă ceea ce spunea Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Când un om se pocăiește, în interiorul lui se produc niște fenomene, se întâmplă niște lucruri. Ce se întâmplă când un om intră sub un duș de apă? Se curățește, se spală. Ce se întâmplă când un om mănâncă? Îi dispare senzația de foame. Iată dar, cauză și efect, cauză și efect. Facem anumite lucruri pentru că în felul ăsta ne rezolvăm alte lucruri. Ce se întâmplă când un om se pocăiește? Când un om se pocăiește, Dumnezeu intră în viața lui. Prin puterea Bibliei, care este cuvântul ieșit din gura lui Dumnezeu, dacă eu merg la mine acasă, la mine acasă am putere, evident că e putere discutabilă. Și merg la mine acasă și spun soției mele și copiilor mei, de astăzi înainte vă rog frumos, când intrați în casă, fiind iarnă și fiind sare pe driveway, să vă descălțați ca să nu stricăm parchetul, florul. Și dacă spun asta, foarte probabil că toți membrii familiei mele vor face cum am spus eu. Dacă mă duc la Giulasco și spun asta, nu mă bagă nimeni în seamă, că nu-s la mine acasă. Nu sunt eu acolo patron, stăpân. Dar merg la mine acasă și am autoritate să spun lucrul acesta. Ei, această carte poartă cuvintele pline de autoritate a lui Dumnezeu, iar universul acesta este casa lui Dumnezeu. Omul care se pocăiește la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta în inima lui manifestă o putere care îi schimbă natura interioară. Asta se numește, se naște din nou, prin puterea acestui cuvânt și prin puterea Duhului lui Dumnezeu care însoțește cuvântul acesta. Dacă în această seară Duhul lui Dumnezeu nu ar însoți cuvintele pe care le rostesc, ar fi pierdere de timp pentru noi amândoi, pentru mine ca vorbitor și pentru dumneata ca ascultător. Aceste cuvinte însă te vor urmări restul vieții și într-o zi, în ziua judecății, vor fi martore că Dumnezeu ți-a oferit iertarea. Pe care dacă ai vrut ai primit-o, pe care dacă nu ai vrut, nu ai primit-o. Duhul lui Dumnezeu care nu se vede, este spirit, nu se vede, însoțește cuvintele lui Dumnezeu și au autoritate ca să schimbe interiorul oamenilor. Așa se face ca această putere a cuvântului și această putere a Duhului intră în inima omului care se pocăiește și îi schimbă mintea, îi schimbă prioritățile și valorile și dintr-o dată omul acesta simte că în viața lui se întâmplă ceva. Când eu mi-am dat viața Domnului și am ieșit din biserica aceea, biserica Philadelphia, de pe strada Sebastian din București. Bucureștiul era cufundat în întuneric, era duminică seara pe vremea lui Ceaușescu. Pur și simplu am simțit în inima mea că s-au schimbat foarte multe lucruri și a fost o experiență interioară foarte profundă. Nu prin puterea mea m-am schimbat, ci prin puterea lui Dumnezeu pe care am acceptat-o și acceptând-o, pur și simplu s-a activat. În această seară, dragii mei, noi o să încheiem slujba divină imediat și fiecare probabil că ne vom întâlni în familie sau cu niște prieteni, vom mânca ceva și apoi ne retragem spre casă să ne culcăm, că mâine urmează o nouă zi. Să nu te superi pe mine că îți spun următoarea întrebare. Dacă la noapte Dumnezeu îți va opri viața, vei merge în iad sau în rai?
eu nu te mai pot ajuta cu nimic, nici Biserica Pentecostală și nicio altă instituție de pe planeta Pământ. Singurul care te poate ajuta este Hristos, care acum te roagă să-L lași în viața dumitale, sau, dacă nu-L primești, nu are cum să te ajute. Hristos a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele dumitale. Să te întorci la Dumnezeu nu înseamnă să schimbi biserica, ci înseamnă să schimbi stăpânul. Înseamnă să abandonezi tendința de a fi religios și înseamnă să îmbrățișezi realitatea de a fi sfânt. Sfințirea trecutului prin pocăință și sfințirea prezentului printr-o înfrânare, adică printr-o oprire de la păcat, prin puterea lui Dumnezeu, a Duhului Său și a Cuvântului Său. Te întreb în această seară, vrei să-ți dai viața lui Dumnezeu? Vrei să fii un om mântuit? Vrei să-ți pui capul liniștit pe pernă și dacă mori acum sau peste 50 de ani să ai parte de împărăția lui Dumnezeu? Omule, intri în relație spirituală nu cu un om, nu cu o biserică, ci cu Dumnezeul cerului și al pământului. Cuvântul acesta este garanția lui. Știi împreună cu mine că este una dintre cele mai vechi cărți pe care omenirea le are. E cuvântul lui Dumnezeu pe care nimeni nu a reușit să-l distrugă. Te chem în această seară să-ți faci un scurt proces de conștiință și să-ți răspunzi la următoarea întrebare. Îți asumi riscul să pleci de aici nemântuit, continuând să rămâi într-o stare de vrășmășie cu Dumnezeu, care vrea să te ierte dacă îți recunoști vinovăția? Se poate pune un copil cu tatăl lui fără ca să fie pedepsit? Nu. Se poate pune un om cu Dumnezeu fără ca să nu vină blestemul peste el? Nu. Ești gata să primești iertarea lui Dumnezeu prin credință, adică să crezi că Dumnezeu te iubește să-ți dea iertarea. Și prin pocăință, adică să te căiești de relele pe care le-ai făcut până acum. Ultima întrebare pe care o spun și apoi ne vom ruga. Este cineva aici care ar vrea să devină un om mântuit? Aș vrea să spun o rugăciune pentru sufletul dumitale de om atât de obosit. Muncești de noaptea până noaptea și banii nu-ți ajung. Alergi după fericire și ea este tot mai departe de dumneata. Bătrânețea, bolile și tirania acestui guvern, ca de altfel a tuturor guvernelor lumii, ne îndepărtează de împlinirea viselor noastre. Singurul care e de partea noastră, care ne iubește cu o iubire veșnică și nemeritată, este Dumnezeu. Și noi suntem gata să fugim de El în continuare. Muritorule, omule ca și mine, te chem în seara asta să-ți iei viața și să o pui la cruce la picioarele lui Iisus Hristos. El te iartă, El te vindecă, El te binecuvintează. Poți să nu faci asta, ai dreptul să fugi în continuare de Dumnezeu. Dar vreau să te întreb, până când și până unde ai vreme să fugi? Scumpii mei, aș vrea să vă rog să vă aplecați capetele pentru câteva clipe și să întreb dacă dintre tinerii, copiii familiilor de credincioși care sunt aici în sanctuar, dacă sunt sau este cineva care vrea să-și dea viața Domnului, dintre adulții prezenți aici, dacă este cineva care vrea să fie un om mântuit, aș vrea să vă rog să ridicați o mână.